Emigrarea e foarte grea. Experiența este foarte dureroasă. Este procesul despărțirii care este sfâșietor, pentru că este ca o moarte. Voi trebuie să știți că voi, generația tânără, poate să vină și să plece când vrea. Pentru noi se punea o lespede de mormânt. Toți știam că probabil în viața asta nu o să ne mai fie dată o șansă să ne vedem. Cine putea să bănuiască că lucrurile aveau să se schimbe? Noi nu ne mai puteam întoarce. E o mare durere, te rupi. Te rup de ceva, te rup de cultura ta, te rup de... Toată familia mi-am pierdut, toți au murit până ce am putut eu să mă întorc. Irina, nu aveam amintiri. Era un gol pe care trebuia să-l reumplem. Oamenii drăguți, toată lumea asta, care în inima mea era o rană. E vorba de un dezastru. Eu am trăit într-un mediu extrem de conservativ, religios, strâns aproape de părinți, aproape de Biblie, aproape de rugăciune, aproape de biserică. Și când am venit în vest să-mi pun capăt vieții în altceva, a fost un dezastru. Am văzut nenorocirea pe care o aduce drogul, imoralitatea. N-am știut ce să fac, să mă întorc înapoi acasă sau să vin mai departe. Dar m-am rugat și am postit și am citit Biblia și am înțeles că trebuie să merg mai departe. Poți să pierzi orice, dar nimeni nu poate să-ți ia, să-ți ia ce ai în minte și în suflet. Asta este zestrea cu care întotdeauna, dacă ești bogat interior, poți să faci față la multe încercări din viață.